așa cum și alte administrații locale se confruntă cu probleme în această perioadă, probleme legate de derularea proiectelor, și la Ploiești proiectele înregistrează oarece întârzieri. Câteva din ele chiar sunt cu risc de a nu se finaliza până la 31 decembrie anul acesta. Deja avem o solicitare de întâlnire cu echipa primăriei Ploiești, însemnând atât responsabil, dar și consultanți, toate, tot ce țin. Și așteptăm această întâlnire cu speranța că vor veni cu soluții pentru a duce la capăt cât mai multe din proiectele pe care le au în implementare din programul regional 2014-2020. Evident că există și varianta de a continua și în anul viitor o parte din proiecte, dar aici există un dezavantaj, fiindcă sumele pe care le vor cheltui pentru finalizarea în anul 2024 vor trebui puse la dispoziție de comunitatea ploieșteană. Sperăm ca aceste proiecte să fie cât mai puține, dar speranța noastră mare este ca un număr cât mai mare din proiectele pe care le-au depus cei din administrația ploieșteană să se ducă la bun sfârșit pentru a contribui, așa cum ele au fost depuse și fundamentate, la creșterea calității vieții în municipiul Ploiești. Care sunt proiectele care riscă să nu fie finalizate? Nu am o situație la mine, sunt foarte multe. Deci Ploieștiul are un portofoliu de peste 20 de proiecte, vreo 24. Dar vă pot spune că sunt proiecte mai rămase puțin în urmă din infrastructura de mobilitate, din infrastructura educațională, din infrastructura de eficiență energetică, deci asemenea proiecte sunt... N-am venit pregătit pentru acest. Ați vorbit despre riscul ca Ploieștiul să suporte anumite costuri în cazul în care aceste proiecte nu vor fi finalizate. Da. Există această posibilitate. Din păcate, și o spun nu cu bucurie, este o situație care se întâmplă nu numai în Ploiești, se întâmplă în multe orașe, nu numai din regiune, chiar din întreaga țară. A fost perioada 2020-2022 cu vestita pandemie, care a venit la pachet, să spun așa, și cu explozia prețurilor materialelor de construcții. Și acestea au bulversat foarte multe din proiectele din regiunea Submuntenia și din întreaga țară, dar sperăm ca împreună să găsim soluții pentru a finaliza cât mai multe din aceste proiecte.